Peste 2,55 miliarde lei este valoarea totală a obiectivelor de investiții solicitate de autoritățile locale din județul Hunedoara pentru finanțare în baza Programului Național de Investiții Angel Saligny, inițiat și aprobat de Guvernul României. Pentru localitățile județului Hunedoara, administrațiile publice au depus nu mai puțin de 307 proiecte pentru rețele de alimentare cu apă, sisteme de canalizare și modernizare rețelei de drumuri publice. O primă sesiune pentru depunerea cererilor de finanțare s-a încheiat, iar acum urmează evaluarea acestora, urmând ca sumele necesare să fie puse la dispoziția autorităților începând cu anul 2022. Da, este vorba de Programul Național de Investiții Angel Saligny, cel mai mare program post-decembrist din istoria României. Este vorba de o valoare totală la nivel de țară de peste 10 miliarde de euro. La nivel de județul Hunedoara s-au depus 307 proiecte cu o valoare totală de peste 2.500 de milioane de lei. Este un interes major în ceea ce privește cele trei direcții de dezvoltare pe infrastructură și este vorba de apă, canal și drumuri. Sunt primării care au depus mai multe proiecte. Vom vedea în viitor apropiat, în prima parte a anului 2022, în urma bugetării acestui proiect, ce proiecte vor fi selectate în funcție de importanța lor pe fiecare unitate administrativ-teritorială. Programul Național de Investiții Angel Saligny, coordonat de Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației în perioada 2021-2028, are o valoare totală de 50 de miliarde de lei, limita maximă în baza căreia se pot încheia contracte de finanțare multianuale. Acest program prevede, într-o primă fază, modernizarea comunităților prin realizarea de investiții în infrastructura locală de drumuri și de apă și canalizare, inclusiv cu stații de epurare, iar în următoarea etapă extinderea rețelei de alimentare cu gaze.